un rinocer lânos, incredibil de bine conservat, având încă multe dintre organe în interior, a ieșit la iveală din cauza topirii permafrostului din Siberia. Creatura din ultima eră glaciară a fost dezvăluită în urma decongelării permafrostului din regiunea Iakutia din nordul extrem al Rusiei și se crede că este cel mai bine conservat rinocer lânos descoperit acolo până acum. Deoarece rămășițele înghețate au stat ascunse mii de ani, carcasa animalului preistoric s-a păstrat extrem de bine. Încă pot fi văzute țesuturile moi, părul de culoare al unului, dinții, intestinele, părți de grăsime și chiar cornul. Tânărul rinocer avea între 3 și 4 ani și trăia separat de mama sa când a murit, cel mai probabil prin nec, a declarat doctorul Valerii Plotnikov de la Academia de Științe din Republica Saka, Iakutia, care a făcut prima descriere a descoperirii. Specialiștii încă nu știu dacă rinocerul era mascul sau femelă și nici perioada exactă în care a trăit. Așteptăm ca datarea cu radiocarbon să stabilească când a trăit, intervalul cel mai probabil de timp fiind cu între 20.000 și 50.000 de ani în urmă, au spus ei. Rămășițele tânărului rinocer au fost găsite nu departe de locul în care a fost descoperit, în 2014, Sasha, singurul pui de rinocer lânos din lume găsit vreodată. Sasha, care a frapat cu blana de un blond căpșuniu, a fost datat ca provenind de acum 34.000 de ani. Specialiștii au afirmat că noul rinocer are o blană scurtă foarte groasă. Sasha a contribuit la demonstrarea faptului că rinocerii lânoși erau acoperiți de un păr gros, ceea ce anterior nu a putut fi dezlușit decât din picturile rupestre. Noua descoperire vine cu dovezi suplimentare că rinocerii lânoși erau pe deplin adaptați la climatul rece încă de la o vârstă fragedă. De-a lungul timpului, Iakutia s-a dovedit a fi un tezaur incredibil de animale antice. Din cauza încălzirii regiunii, permafrostul se dezgheață, în special în lunile de vară. Deși acest lucru nu este bun pentru atmosferă, este o comoară atunci când vine vorba de dezvăluirea fiarelor antice. În ultimii ani au ieșit la iveală pui de lupi, mamuți pigmei, lei de peșteră, păsări, mânși mici și chiar un pui de câine.